Bă, iar a dispărut, mă, e pe ava asta. Iar a dispărut, mă, e pe ava asta. Salutare marinarilor! Am ieșit în larg. Vreau să găsim Vali? Uite, de aici începe, vino, cred eu, da. De aici începe. Am avut un salt la 15 metri. Se pare că s-a găsit epava. Apa crește, fundul apei crește brusc. Vino încoace. 15 metri, 12 metri. Aici la noi are 12. Vino încoace aici, repede, dă-i repede. Da, marinarilor, am încercat să găsim prima epavă. Am găsit ceva pe la 12 metri, n-am luat camera cu mine. O să încercăm acum să facem câteva scufundări și o să iau și camera cu mine. Să vedem dacă vedem ceva. Da, uite, asta e zona aia, mă, uite. Dar e adânc cifra. Dar ce pe aici? Are la 6 metri, la 5 metri, mă, Vale, uite. Uite ce e acolo, frate. Bă, de la 5 metri ceva. Dar ce e, frate, așa pus un arul la cum se vede plin. Gata, 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 a luat o razna. Ce 95 metri, aici e epava. 7, 6, aici 8. Suntem pe epavă. Suntem pe epavă, da. Hai că mă bag în apă, vezi că suntem pe epavă. 9 metri s-a adâncit, Vali. Înapoi, în spate acolo. Da, 17 metri. Dă să încărc barca. Deci e la vreo 10 metri în spate, Vali. Dar am sărit fără labe. Aștept să-mi aducă echipajul labele acum. Thank you.
Hai să mă luați! Superbă incursiunea la adâncuri. E superbă epava asta. De oricâte ori vin aici. Wow! A venit vaporul să mă ia. A fost o scufundare scurtă. Acum marinarii au ridicat relele.